Dintr-o criză în alta, nici nu s-a încheiat cea sanitară, că a dat peste noi cea energetică. Bine v-am regăsit la retrospectiva săptămânii. Suntem în prag de sezon rece și nu avem un contract de livrare a gazelor naturale, iar acest lucru a declanșat în Republica Moldova stare de alertă energetică. Soluția pentru a depăși criza energetică cu care se confruntă Republica Moldova ar putea veni tot din Uniunea Europeană. Bruxelles ar putea oferi asistență bugetară autorităților de la Chișinău pentru a oferi compensații cetățenilor și mediului de afaceri. Avem motive serioase de îngrijorare în valul 4 al pandemiei. Nu mai sunt locuri libere în secțiile de terapie intensivă, iar cazurile de îmbolnăvire cu noul coronavirus sunt în creștere. Suntem în prag de sezon rece și nu avem un contract de livrare a gazelor naturale, iar acest lucru a declanșat în Republica Moldova stare de alertă energetică. Decizia a fost luată după ce responsabilii s-au reunit de urgență în ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. Discuțiile dintre Chișinău și Moscova nu sunt tocmai simple, iar negocierile privind furnizarea gazelor încă mai bat pasul pe loc. Ministrul Infrastructurii Andrei Spânu a revenit de la San Petersburg fără prea multe realizări. Totuși spune că pe masa de discuții se află un document care prevede prelungirea actualului contract pentru un an și mărirea volumului de gaze livrat Republicii Moldova, fără a da și un potențial preț. Până una alta, Republica Moldova a început folosirea păcurii din rezerva de stat, iar Ucraina ne livrează energie electrică pentru a acoperi deficitul creat. Păcura din rezerva de stat va fi folosită pentru a reduce consumul de gaze naturale. Autoritățile caută și alte surse de carburant. Această stare de alertă, de fapt, pune în funcțiune instituțiile statului ca să protejeze cetățenii și să nu avem o criză energetică. Rezervele actuale permit furnizarea agentului termic și generare de energie electrică pe o perioadă care nu va afecta nici într-un fel acum situația pe acest segment. Vorbim de cel puțin o lună. Statul a mandatat Energocom să achiziționeze gaze naturale de pe piețele din Ucraina și România. Ei sunt cei care vor purta discuții și vor negocia pentru a găsi surse alternative. Avem discuții cu Gazprom referitor la subiectul datoriilor istorice pe care le are Moldova Gaz față de Gazprom, referitor la pachetul 3 energetic și alte subiecte care țin de relația Moldova-Gazprom. Ca până la finalul lunii să ne apropiem de o decizie în vederea contractului pe o perioadă mai lungă. Avem mai multe propuneri, am discutat cu mai multe țări și trader care vând gaze. Așteptăm toate ofertele ca să avem cea mai bună ofertă pentru Republica Moldova. Ne așteaptă o majorare a prețului la gaze, dar nu știm care va fi această majorare. Ori ajutorul pe care îl vom oferi va fi în funcție de cât se va majora prețul la gazul livrat. Centrala termoelectrică de la Cuciurgan folosește acum cărbune la unele instalații pentru a genera electricitate. Asta și pentru că de la începutul lunii octombrie, livrările de gaze sunt cu circa 35% mai mici decât cele necesare Republicii Moldova. Contractul dintre Moldova Gaz și Gazprom a expirat pe 30 septembrie, dar a fost prelungit cu o lună. Odată cu expirarea contractului, a scăzut și presiunea gazului natural furnizat. Moldova Gaz a îndemnat toți consumatorii să treacă la combustibili alternativi. Chișinăul datorează Gazpromului aproape 450 de milioane de dolari, fără datoria regiunii transnistrene, care se ridică la 7 miliarde de dolari. Criza energetică și aprovizionarea cu gaz a Republicii Moldova trece la un nou nivel îngrijorător și chiar ajunge subiect în presa internațională. Ziarul Financial Times scrie că autoritățile de la Chișinău au cerut ajutorul Uniunii Europene în soluționarea acestei crize și speră să primească gaz natural prin intermediul României. S-a cerut și implicarea Ucrainei, care deja a suplinit din propriile rezerve lipsa de energie electrică. Experții în energetică susțin că toate aceste tensiuni și negocieri sunt o încercare a Kremlinului de a forța autoritățile Republicii Moldova să treacă la discuții politice.
Potrivit publicației britanice Financial Times, Chișinăul nu ar fi de acord cu noile condiții impuse de Gazprom și solicită Uniunii Europene livrarea în regim de urgență a gazelor naturale prin intermediul României. Se face o trimitere la două surse care sunt implicate în procesul de negocieri cu gigantul rus. La doar o zi de la acest anunț crește simțitor importul de energie electrică din Ucraina. Adresat către Uniunea Europeană pentru ajutor în sprijinul depășirii acestei crize energetice. S-ar putea aici să existe o înțelegere deja între Uniunea Europeană și Ucraina ca să ajute Republica Moldova, care este în totalitate dependentă de sistemul energetic, deci ucrainean. În acest caz, se întâlni aceasta ca un ajutor care poate dura atâta timp cât nu vor avea probleme însăși ucrainieni cu lipsa de energie. Expertul în energetică susține că aceste importuri nu erau planificate, lucru care vorbește despre faptul că suntem în plină criză. Specialiștii mai spun că problema gazelor ar fi de fapt una politică. Ceea ce încearcă acum administrația de la Kremlin, prin intermediul Gazprom, să impună autoritățile noastre să treacă de la negocierile pe partea economică, prețul gazului, cantități, la negocieri politice pe careva cederi. Gaz, în principiu, este întrebare de preț. Și Europa se confruntă cu o criză prelungită a gazelor naturale, care a fost provocată de redresarea economiilor după blocajul generat de pandemia de COVID-19, dar și de nivelul scăzut a gazului stocat în depozitele europene. Agenția Internațională pentru Energie a declarat că Rusia ar putea trimite cu 15% mai mult gaz în țările UE pentru a ajuta la scăderea prețurilor. Salarii la limita sărăciei, dar prețuri ca în Occident. În Republica Moldova au explodat prețurile la carburanți. Doar într-o lună, litru de motorină s-a scumpit cu peste 2 lei. Și nu se va opri aici. Șoferii sunt îngrijorați de scumpirile în lanț, iar experții susțin că totul se întâmplă din cauza cotațiilor în creștere de pe piața externă. Și ar mai fi ceva, se pare că am atins punctul maxim al scumpirilor de carburanți, deși experții se abțin să facă prognoze pentru următoarea perioadă. Nu a fost nicio zi fără creșteri de tarif pentru benzina de 95 și motorina standard. Șoferii sunt indignați și spun că scumpirile zilnice pur și simplu îi sărăcesc. Afectează buzunarul fiecăruia, cred că e foarte scump. Ar fi dorit ca conducerea țării să influențeze puțin la... Ați făcut vreun calcul cât ați pierdut în ultima lună doar pe combustibil? Mulțiți 2 lei cu... litrajul care îl consumi în fiecare zi. E costisitor, e foarte. O bună parte din salariu o dăm pe salariu, dar asta e. Cred că nimic nu o spsoare și spre asta mergem, toate resursele energetice. Toți cred că ne afectează asta, probabil și prețurile o să crească. Uh-huh. Nu știu, vedem pe parcurs. Evident că nu-i bine. O să renunțați poate la mașină sau... S-ar putea și asta. Vedem pe parcurs, vine iarna. Potrivit experților, principalul motiv pentru care cresc prețurile la benzină și motorină sunt cotațiile plaț de pe piețele internaționale. În toată această ecuație, marii pierdani sunt oamenii, iar câștigătorii sunt, evident, petroliștii. E cumva straniu faptul că agentul economic care a făcut importul produselor petroliere două săptămâni în urmă la un anumit preț, îl vinde la prețul maxim care este oferit de către ANRE. Nimeni nu știe cum pot evolua lucrurile pe viitor. Cert este că prețul petrolului, în funcție de care se stabilesc cotațiile plați, este pe un trend ascendent, dar ascendent nu foarte pronunțat. Și acest lucru ne duce cu gândul că prețul combustibilului, derivatelor produse din petrol, ar trebui să se stabilizeze. Între timp, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a luat o decizie prin care îi obligă pe petroliști să prezinte toate prețurile la benzină și motorină pentru ziua următoare. Tarifele urmează să fie raportate pentru fiecare stație de alimentare și vor fi publicate pe un site la care vor avea acces și consumatorii. Prin acest mecanism, conducerea ANRE speră că va crea o concurență liberă pe piață. Plafonarea prețurilor de către ANRE are loc din luna septembrie ca urmare a modificărilor operate de deputații PAS. Aceștia au mai propus și comasarea ANRE și a Consiliului Concurenței într-o singură instituție care să fie mai eficientă. Se țin lanț demisiile celor care au deținut funcții importante din cadrul unor instituții și întreprinderi cheie din Republica Moldova. Unii s-au concediat din proprie inițiativă, alții forțați de noile împrejurări politice. Facem bilanțul demisiilor răsunătoare imediat la retrospectiva săptămânii.
Soluția pentru a depăși criza energetică cu care se confruntă Republica Moldova ar putea veni tot din Uniunea Europeană. Prezent la Chișinău într-o vizită oficială, raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, Dragoș Tudorache, a menționat că Bruxelles ar putea oferi asistență bugetară autorităților de la Chișinău pentru a oferi compensații cetățenilor și mediului de afaceri. Oficialul a menționat că prioritar pentru comunitatea europeană este să ne ajute să depășim criza energetică. Declarația săptămânii vine de la europarlamentarul Dragoș Tudorache. Dincolo de programul de dezvoltare post-pandemie și cadrul celor 600 de milioane pe care Uniunea le-a anunțat deja și pe care începând de acum vom începe să le programăm, acum se mai adaugă și sprijinul pentru această nouă criză energetică, o criză care va afecta și celelalte țări europene, dar pentru trecerea acestei crize și pentru a găsi soluții și pentru populație, dar și pentru mediul economic, și aici sprijinul Uniunii Europene este necesar. Primul plan este cel al identificării surselor efective de aprovizionare cu gaz. Și doi, un cadru financiar fiscal care să permită autorităților de aici, de la Chișinău, să compenseze într-o măsură pe care vor decide necesară, să compenseze creșterea facturilor și efortul suplimentar pe care, în primul rând, consumatorii casnici, dar și operatorii economici le vor suporta în aceste luni de iarnă care vin. Furturile de miliarde de dolari din și prin intermediul Republicii Moldova sunt închise în cutia Pandorei. Odată deschisă, ies la iveală multe detalii și nume noi care ar avea de-a face cu acest dosar. Mai nou, fostul deputat PPDA Inga Grigoriu susține că spălarea sumei colosale de 22 de miliarde de dolari prin băncile din Republica Moldova a fost posibilă grație unor intervenții în lege aparent minore. Mai exact, este vorba despre un amendament la o lege din 2011 propus de Viorel Chetraru, pe atunci director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției. Un proiect care a trecut și de raportul Comisiei Parlamentare Securitate și Ordine Publică, a cărui președinte era Alexandru Stoianoglu. Inga Grigoriu spune că multe companii au profitat de acel amendament și au transferat sume mari de bani în offshore-uri cu ajutorul instanțelor de judecată. Potrivit Ingăi Grigoriu, fost președinte al Comisiei Parlamentare, l-a îndromat, amendamentul dubios constă în introducerea în legea privind combaterea spălării banilor a sintagmei, având efect suspensiv. În momentul când Serviciul Prevenirii Combaterii Spălării Banilor identifică o tranzacție suspectă, o blochează, entitatea juridică merge în instanța de judecată și scrie o plângere pe faptul că, iată, lui au fost fără alte motive blocate această tranzacție, instanța de judecată remite o decizie. Instituția financiară trebuie să deblocheze tranzacția până la alte noi circunstanțe. Din documentele publicate de Inga Grigoriu rezultă că sintagma efect suspensiv, care înseamnă înghețarea punerii în execuție a unei dispoziții, a fost propusă de fostul Centru pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției. Documentul a fost semnat ulterior de directorul de atunci al instituției, Viorel Chetraru. Contactat de TVR Moldova, acesta a negat că el a fost inițiatorul amendamentului, așa cum declară Inga Grigoriu. Nu mi-aparține această inițiativă și eu nu mi-amintesc despre o asemenea inițiativă care se vină din numele centrului. Presupun că a fost schimbată, eu nu știu, pentru eu asemenea texte nu mi-aduc aminte cu efect suspensiv să se semna redat, că nu scrii directorul centrului text. Mai mult, Viorel Chetraru spune că acest amendament nu este nici pe departe cauza la undromatului. Eu încă nu sunt sigur să spun că a avut asta un efect negativ sau nu a avut, fiindcă toată lumea vorbește că asta a facilitat. Nu a mai facilitat, că nu asta a fost elementul determinant. Elementul determinant s-a hotărât judecătorești. Acum doar relaxarea pe acest element mi se pare cam forțată și seamănă mai mult cu încercarea de a îmbrăca toată compelația asta pe niște procese care cuiva îi sunt acum convenabile.
Inga Grigoriu a mai menționat că inițiatorul legii privind combaterea spălării banilor, fostul deputat și actualul procuror general suspendat Alexander Stoianoglo, nu a intervenit pentru a exclude sintagma presupusă a fi buclucașă. Nu vrem să răspundem polițienilor, nu vrem să facem justiție televizată. Să fie corect, fără învinuiri reciproci. Inga Grigoriu a mai declarat că acest fapt este unul dintre capetele de acuzare aduse lui Stoianoglo și a fost catalogat de procurorul de caz drept abuz în serviciu. Se țin lanț demisiile celor care au deținut funcții importante din cadrul instituțiilor și întreprinderilor cheie. Unii s-au concediat din proprie inițiativă, alții forțați de noile împrejurări politice. Tot din proprie inițiativă spun că au părăsit fotoliile și directorii de la MOLT, Silva Metalferos, dar și cel al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizată și Cauze Speciale. Plecarea lor din funcție nu le surprinde mai deloc pe autorități, iar analiștii politici spun că se retrag oamenii fostei guvernări. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale a rămas fără conducere după ce procurorul șef Ion Caracuian și-a dat demisia. La baza cererii ar fi unele motive personale. Caracuian a asigurat interimatul funcție de procuror șef al PCCOX din 2019 la ordinul procurorului general de atunci, Alexandru Stoianoglo. Fără șef este și agenția MOLT Silva după ce Dumitru Cojocaru a demisionat. Motivul este că a atins vârsta de pensionare și nu a mai depus nicio cerere pentru prelungire mandatului de director. Anterior, ziarul de gard a publicat o serie de investigații cu titlu Hoții de pădure, în care era vizat și Cojocaru. A depus cerere de demisie și directorul general al societății pe acțiuni Metalferos, Igor Cujba. El a fost numit director în 2019. În ultimii 20 de ani, conducerea Metalferos a fost ținta unor acuzații de corupție, fiind afiliată cu Vladimir Plahotniuc și oamenii din anturajul său. Valul de demisii se pare că nu îi deranjează pe cei de la conducere. Majoritatea cetățenilor s-au așteptat poate chiar mai devreme la anumite demisii, mai ales atunci când în spațiu public au apărut careva suspiciuni referitor la activitatea întreprinderilor sau autorităților pe care le reprezintă, mai ales atunci când au fost investigații jurnalistice. Iar analiștii politici susțin că de fapt pleacă oamenii fostei guvernări și nu exclud că în viitorul apropiat ar putea avea loc și alte demisii. Aceste demisii sunt nimic altceva decât o încercare inclusiv de a evita anchetele pe cazurile de lapidări, pe cazurile de încălcare a legii din cadrul acestor instituții de stat. Asta e, de fapt, linia politică pe care urmărește noua guvernare, care încearcă să instaleze în funcții de responsabilitate majoră a instituțiilor de stat oameni necompromiși, oameni care nu vor admite scheme corupționale. Săptămâna trecută, mai mulți procurori, printre care șeful Procuraturii Anticorupție Adrian Bordian, dar și șeful adjunct al PCCOX Aurel Ciocan, au plecat din funcții. Și adjunctul suspendat al procurorului general Iurie Perevoznic și-a dat demisia după ce colegul său Ruslan Popov, dar și șeful său Alexandru Stoianoglo, au fost arestați de oamenii legii, fiind vizați în mai multe dosare penale. Pe 9 septembrie, Parlamentul a votat și demiterea în corpore a conducerii Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Municipiul Chișinău a îmbrăcat straie de sărbătoare în această săptămână, metaforic vorbind, pentru că, în realitate, straiele nu sunt tocmai strălucite, cum arată astăzi Chișinăul numit cândva orașul din flori de piatră albă. Vedeți mai târziu la retrospectiva săptămânii. Angajații companiei Pfizer din Statele Unite trebuie să se vaccineze complet împotriva COVID în săptămânile următoare sau riscă rezilierea contractului. Detaliem subiectul în rubrica 60 de secunde din lume. Vaccinarea este obligatorie pentru toți cei care lucrează pentru uriașa firmă farmaceutică Pfizer. O notă internă impune termenul de 15 noiembrie ca dată limită. Menționează totuși că această cerință nu se aplică persoanelor cu derogări bazate pe motive religioase sau medicale. Compania Pfizer, al cărei vaccin de tip ARN mesager împotriva COVID, este considerat etalon în domeniu, cerea anterior angajaților nevaccinați să se testeze săptămânal.
În Germania, testarea anticovid nu mai este gratuită. Autoritățile explică decizia prin faptul că cetățenii au la dispoziție vaccinul. Excepție de la această regulă fac persoanele care nu se pot imuniza din motive medicale. Până la sfârșitul anului mai beneficiază de teste gratuite femeile însărcinate și copiii cu vârsta între 12 și 17 ani. Permisul sanitar COVID va fi prelungit în Franța până pe 31 iulie anul viitor. Autoritățile spun că decizia are la bază pericolul contaminărilor, care se menține chiar dacă situația sanitară s-a îmbunătățit considerabil. Permisul sanitar este obligatoriu în Franța pentru aproape toate tipurile de activități, iar vaccinarea e obligatorie pentru personalul sanitar și pentru alte categorii de angajați. 73,5% din populația Franței este complet imunizată. Avem motive serioase de îngrijorare. În valul 4 al pandemiei nu mai sunt locuri libere în secțiile de terapie intensivă, iar cazurile de îmbolnăvire cu noul coronavirus sunt în creștere. Astfel, sistemul sanitar riscă să intre în colaps. De la începutul acestei săptămâni a fost activat ultimul spital din Chișinău, care mai poate trata bolnavii de COVID-19. Este vorba de Spitalul Clinic Municipal numărul 1 Gheorghe Paladi și în Spitalul Municipal Sfânta Treime se caută soluții pentru a mări numărul de paturi la terapie intensivă. Potrivit Ministerului Sănătății, a crescut alarmant numărul internărilor. Din cele 315 paturi de terapie intensivă din Republica Moldova, cele care mai sunt libere pot fi numărate pe degete. Paturi libere sunt cu adevărat unice. Persoanele care au nevoie de intervenții chirurgicale, inclusiv cele planice, cu regret, din nou vom orienta toate capacitățile și eforturile pentru a oferi asistență pacienților COVID. Cea mai gravă situație este în Chișinău, oraș care este sub cod roșu de alertă epidemiologică. Toate spitalele sunt supraaglomerate și nu există niciun loc disponibil la terapie intensivă. Avem cea mai mare presiune, cel mai mare număr de noi cazuri zilnice înregistrate COVID. Varianta Delta este binecunoscută ca fiind mai contagioasă și mai agresivă, fapt ce generează necesitatea internării pentru tratamentul staționar a unui număr mai mare de pacienți. Primăria municipiului Chișinău a triplat numărul de paturi de terapie intensivă și oricum ele devin insuficiente. Noi astăzi avem mulți pacienți care necesită internare în terapie intensivă, dar cu regret nu ajung locuri. Între timp, persoanele testate pozitiv la COVID-19 care se tratează la domiciliu, cât și cei aflați în autoizolare, au început să fie monitorizați la distanță. Să înțeleg, dumneavoastră aveți o stare ușoară. Spuneți-mi, vă rog, febră aveți? Tusea? De acest lucru se ocupă medicii în devenire, adică studenții de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tăsămițanu. În acest proiect sunt implicați peste 20 de studenți. Zilnic sunt aproape 10.000 de apeluri la 112 pentru fel de fel de cazuri. În cazul în care persoana este mai gravă, noi o telefonăm la 24 de ore, persoanele cu boală de gravitate medie la 48 de ore. Problema este că și numărul celor care vor să se vaccineze a scăzut, iar în schimb a crescut dramatic numărul pacienților în stare gravă și cel al deceselor. Experții în sănătate au prognoze sumbre și spun că până la sfârșitul lunii octombrie, numărul cazurilor zilnice de COVID vor depăși cifra de 2000. Oamenii sunt îndemnați în continuare să respecte regulile de igienă, să poarte obligatoriu mască în toate spațiile publice închise, atât în transportul public cât și în stațiile de așteptare și să respecte distanța fizică de cel puțin un metru. Pentru TVR Moldova, Mihaela Ursu și Vadim Druță. Certificatul de vaccinare emis de Republica Moldova a fost modificat și este deja compatibil cu actul sanitar european. Noile documente sunt disponibile din data de 15 octombrie și le găsiți doar la un click distanță, accesând site-ul certificatecovid.gov.md. Tot aici pot fi verificate și documentele celor care spun că sunt vaccinați. Platforma electronică este nou creată, inclusiv pentru a fi folosită de cei din Horeca atunci când clienții prezintă certificatul COVID.
Modificarea certificatului de vaccinare COVID-19 a fost necesară pentru a fi racordat la standardele Uniunii Europene. Guvernul, prin intermediul Ministerului Sănătății, a depus o solicitare către Comisia Europeană pentru a fi recunoscut certificatul și peste hotare. Acum, autoritățile sunt în proces de testare tehnică a platformei certificate covid.gov.md. Site-ul mai are un instrument util. Aici poate fi verificată autenticitatea certificatului. Documentele valide au culoarea verde, iar în cazul în care certificatul este fals, nu va apărea pe ecran nicio informație. Platforma certificate covid.gov.md poate fi accesată și de responsabilii din domeniul Horeca. Administratorii trebuie să dețină un telefon, să acceseze pagina, să intre la verifică certificat, să scaneze QR codul și astfel va obține toate datele. Totodată, Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică a luat recent o decizie prin care îi obligă pe toți cetățenii să dețină asupra lor un act de identitate, o copie sau o fotocopie în format digital. Actele trebuie să fie cu ei atât în spațiile publice închise sau deschise, cât și în transportul public. Decizia CNES este valabilă pe perioada stării de urgență și excepție fac doar minorii. O altă noutate este că angajații nevaccinați din sistemul de sănătate care se îmbolnăvesc de COVID-19 nu vor mai primi indemnizațiile unice de 16.000 de lei și ajutorul de 100.000 de lei de care beneficiază familia angajatului din sistemul medical decedat din cauza infecției va fi oferit doar dacă acesta va fi imunizat. Noi nu putem să păstrăm medicul în prima linie sau nu cred că sunt medici nevaccinați, dar mă refer aici mai mult la alt personal. Deci să-i păstrăm moftul de a nu fi vaccinat, de a lucra în secții COVID și de a mai plăti din banii tuturor contribuabililor o indemnizație de îmbolnăvire. Mie mi se pare că noi chiar am întârziat puțin. Potrivit Ministerului Sănătății, în Republica Moldova s-au vaccinat peste 90% din lucrătorii medicali. De cealaltă parte, doar 24% din numărul total al populației deține schema completă de imunizare anti-COVID. Municipiul Chișinău a îmbrăcat straie de sărbătoare în această săptămână, metaforic vorbind, pentru că în realitate straiele nu sunt tocmai strălucite. Pe 14 octombrie a fost hramul orașului din piatră albă. A fost ziua în care oficialii s-au întrecut în laude și și-au numărat realizările. Locuitorii însă se plâng de infrastructura proastă, mizerie, ambuteiaje și o lungă listă de probleme. Reporterul TVR Moldova, Gheorghe Lungu, a făcut un tur prin capitala Republicii Moldova și arată Chișinăul așa cum este, cu bune și cu rele. Orașul meu cu umeri albi de piatră, așa arată astăzi multe locuri din Chișinău, supranumit orașul din flori de piatră albă. Nu mergem departe și ne oprim chiar în centrul capitalei Republicii Moldova, unde clădirile de lux sunt vecine cu ruinele. Iar clădirea fostului observator astronomic sau hotelul național sunt doar câteva exemple. Printre clădirile noi ce conturează acum haosul urbanist din Chișinău, mai dăinui adevăratele monumente de arhitectură veche, care au în ele frânturi din istoria orașului. Ce nu a distrus războiul sau timpul, a distrus nepăsarea sau neputința autorităților care au condus orașul în ultimii ani. Dacă nu se va face ceva, atunci aceste monumente de arhitectură vor putea fi admirate doar în fotografii. Chișinăul îi spune orașul alb, oraș de piatră albă. Vă pare că este așa? Parcă nu. Nu pot să spun că îmi pare așa. Dacă ar fi și mai curat, probabil ar fi mai luminos. Dar mai ales în zona asta este încă mult de lucrat. La mărețele realizări ale edililor se adaugă, din păcate, și cele ale unor cetățeni. Unii au decis să-și mărească apartamentele, să facă balcoane la parter, anexe și garaje, după bunul plac, cele mai multe ilegal. Să lucrează asupra infrastructurii, să mai fac reparații, să mai... Dar fi bine să fie un oraș verde, cum a fost. Primarul recunoaște că sunt multe probleme. Evident că drumurile, trotuarele, curțile blocurilor locuit, astea sunt cele mai apăsătoare. Că dacă
s-au acumulat de zeci de ani de zile problemele cu aceste gropi și... Dar le vom lua toate capăt, una după alta și o să le soluționăm. Chișineul arată frumos odată la 4 ani în promisiunile electorale, multe dintre care rămân doar pe hârtie. Aici punem punct retrospectivei săptămânii. Sunt Svetlana Gore și în numele echipei vă mulțumim pentru că ne priviți. Nu ratați și ediția de duminica viitoare. La revedere!